Integrarea informațiilor dintr-un fragment de text literar în universul propriu sau apropierea de literatură. Prin această resursă deschid și eu o linie de comunicare cu cei care au pierdut legătura cu literatura sau au legături fie formale, fie prea sporadice. Literatura poate fi privită ca o lume nouă, de care ne putem apropia și pe care putem să o cunoaștem. Are legătură cu viața prin ideile, sentimentele, informațiile, emoțiile transmise. Prin această lecție, vă propun să mergem împreună pe o cale de înțelegere, de integrare a informațiilor în Universul propriu și de interpretare. Altfel spus, să citim, să ne întrebăm, să căutăm răspunsuri, să vedem textul cu atenție, să învățăm. Să începem! Întrebările luminează lucrurile. Ce întrebări v-ați adresat vreodată sau le-ați adresat părinților? Scrieți-le pe caiete. Următoarea întrebare vă poate oferi o altă perspectivă. Oferă literatura în general și poezia în special răspunsuri la întrebările noastre. Una dintre cele mai importante întrebări pe care omul și le-a adresat este Cine sunt eu? Poetul Nichita Stănescu a răspuns în poezia Sunt un om viu. Citez Sunt un om viu. Nimic din cei omenesc nu-mi e străin. Abia am timp să mă mir că exist, dar mă bucur totdeauna că sunt. Am încheiat citatul. Suntem atenți la detalii și observăm. Sunt un om viu. Integrăm informațiile în universul propriu. Sunt, forma verbului la indicativ, timpul prezent, indică planul realității în care omul se simte bine ancorat. Un om, substantiv comun simplu, subliniază ideea de ființă înzestrată cu rațiune și simțire. Viu, epitetul deschide interpretarea spre emoții, acțiuni, atitudini, spre un fel implicat de raportare la lume. Nimic din cei omenesc nu mi-e străin. Nimic, cuvânt ce desființează, se opune totului. Știți expresia totul sau nimic. Omenesc Derivat de la om, se sugerează sfera de cunoștințe, sentimente, lucruri etc. cunoscute de om. Nu mi-e străin înseamnă nu mi-e necunoscut. Sugestie de interpretare Versul poate sugera asumarea greșelii și a atitudinii prin care ești dispus să corectezi, să încerci din nou, să o iei de la capăt, să îți asumi. Ideea este că devenim mereu devenim mai buni sau mai neînțelegători, devenim mai înțelepți sau mai impulsivi, deoarece viața înseamnă devenire, transformare. Nimic din cei omenesc nu mi-e străin. Observăm acțiuni și atitudini în care ne recunoaștem. Să încerci din nou, să corectezi, să îți asumi, să o iei de la capăt. Observăm. Abia am timp să mă mir că exist. Încercăm să înțelegem și ne adresăm întrebări. De ce abia am timp? De ce se raportează poetul la uimire? Ce sentiment ai referitor la această atitudine? A fi uimit în fața vieții. Sugestie de interpretare Probabil că versul face trimitere la viața omului, care este scurtă, prea scurtă, în raport cu toate sentimentele, toate acțiunile, toate dorințele lui. Poate că poetul e conștient că uimirea e un fel frumos de a descoperi lumea. Dar mă bucur totdeauna că sunt. Observăm conjuncția coordonatoare adversativă, dar. Întrebare. Care sunt cele două realități puse pe același plan, dar opuse? O realitate este sugerată de versul anterior. Una este sugerată de acest vers. Reluăm. Abia am timp să mă mir că exist, dar mă bucur totdeauna că sunt. Cele două realități, în fapt, cele două componente ale realității poetului sunt înțelegerea și bucuria. Înțelegerea că viața, deși scurtă, e un miracol ce îi provoacă uimirea și bucuria că există, adică trăiește. Încheiem această mică lecție de apropiere de literatură, revăzând întrebarea de la care am pornit și răspunsurile sugerate. Întrebarea a fost: Cine sunt eu? răspunsurile au evidențiat că sunt o ființă înzestrată cu rațiune și simțire, implicată în lume. Îmi asum greșelile și încerc să devin mai bună, să corectez ce e de corectat și înțeleg că, deși viața e scurtă, e un miracol și tocmai de aceea mă raportez la ea cu bucurie. Exerciții de fixare sau de evaluare 1. Răspundeți într-o formă artistică la întrebarea cine sunt eu, raportându-vă și la prima strofă din poezia Sunt un om viu de Nichita Stănescu. Pentru evaluare se face o fișă cu punctaj. 2. Citește toată poezia Sunt un om viu de Nichita Stănescu. 3. Ascultă interviul cu el din 1982 realizat de Alexandru Stark. Vă mulțumesc!